Mai multe subiecte pe care vreau să le abordez. În primul rând, câteva cuvinte despre anul 2021, un plan politic și administrativ. A fost un an dificil pentru Pro-România, partid politic care a ieșit din prima ligă, a intrat în liga a doua, ca să spun așa. Am început totuși să facem alegeri în organizațiile locale. N-am finalizat acest proces. Este foarte dificil ca partid politic mic, care nu are prea multe posibilități de exprimare, să construiești organizații care să stea în picioare pentru anul 2024. Vom continua, probabil, în anul 2022 și spun probabil pentru că doar cu efortul meu la Dâmbovița și al colegilor mei și cu efortul altora câțiva din țară, nu vom putea să construim un partid. Este o temă care mă preocupă și lucrul ăsta va trebui să-l lămurim în cadrul structurilor naționale de conducere. Vă spun foarte sincer și n-am niciun motiv să nu spun că la nivel central lucrurile au fost lăsate într-o situație așa în care n-am făcut aproape nimic ca să putem să construim pentru viitor. Legat de administrația publică, doamna Mureșan v-a spus câteva lucruri despre Consiliul Județean. Eu a spune în puține cuvinte. În județul Dâmbovița, în anul 2021, nu s-a întâmplat nimic. Chiar dacă pe site-urile locale urmăresc și văd foarte multe poze, foarte multe postări, foarte multă propagandă, propaganda face parte din promovarea politică, în fapt, nu s-a întâmplat aproape nimic. Și vă spun cu mâhnire, pentru că sunt lucruri care trebuiau să meargă altfel. Sunt cauze obiective sau cauze care țin de relații autorități locale-guvern. Evident că județul n-a fost sprijinit până acum la sfârșitul anului. Pe de altă parte, sunt și lucruri care țin de modul în care administrația publică județeană se preocupă de proiecte care sunt cu adevărat importante. Și aici două lucruri aș vrea să subliniez. Pe de o parte că și în anul 2021 s-au inaugurat lucrări cu finanțări obținute pe vremea când mă ocupam eu de acest județ și de aducerea de bani. PNDL 1, PNDL 2 sunt programe de finanțare guvernamentală, dar care nu au la bază munca celor care se pozează astăzi. Ieri, de exemplu, am observat o inaugurare de centru cultural la Niculești. Cred că am fost de vreo 40 de ori la Compania Națională de Investiții ca să preia acel obiectiv de investiții și am văzut pe unii prin poză care nu știau unde e județul Dâmbovița și comuna Niculești. Da, se pare că face parte din viață și cum spunea un coleg de-al meu, profesorul Ioan Chelaru, fost senator, mulți se îngrijesc de faimă, puțin se îngrijesc de conștiință. Am avut satisfacția să merg într-o zi la Inspectoratul de Stat în Construcții cu o problemă de avocatură, să întâlnesc acolo un coleg, un fost coleg din PSD și care era lider de organizație și pe o doamnă care era diriginte de șantier și care i-a spus fostului meu coleg, când îl vezi pe Tuțuianu, ar trebui să vă ridicați în picioare, că și astăzi trăiți de pe urma banilor pe care i-a adus el în județ. Era o doamnă care știa foarte bine, ca diriginte de șantier, ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și eu susțin teza pe care a enunțat-o mai devreme doamna Mureșan, anume că proiectul de la Compania de Apă este în bună parte ratat. Dacă se va implementa 15-20% până la sfârșitul acestui exercițiu financiar, este un succes. Și vă spun din experiență proprie, am preluat postul de mediu la 9% în 2012, am reușit să finalizăm lucrările în 2017 și cu adevărat să finalizăm toate chestiunile care erau secundare în 2019. Și vă spun că a fost extrem de dificil. Suma pe care am proiectele pe care le-am implementat însemnau undeva la 130 de milioane de euro, ori 430, că nici nu mai știu câte sunt, va fi imposibil de implementat în perioada
rămasă din acest exercițiu financiar. De altfel, dacă ne uităm cu atenție, proiectele mari ale Consiliului Județean nu au fost implementate, deși ele au fost, cum să zic, lăsate moștenire. Mă refer aici la drumul Moren-Târgoviște-Niculești. Nu înțeleg de ce n-a putut fi finalizat în acest an 2021. Mă refer la proiectul de la Curtea Domnească, care merge încet spre încetișor. Mă refer la proiectele pe bani europeni de la UPU și ambulatoriu, care nici măcar nu au început. Și mă refer la acest program de apă și canal. Pe drumurile naționale, pe centuri, deocamdată suntem la faza de poze și desene animate. Ele au fost prezentate, cum să zic, foarte mult promovate, dar de aici până la obține bani, distanța e foarte lungă și asta antamează viitorul acestui județ pentru foarte mulți ani de zile.